Să vă arăt o compilație interesantă ce circulă de ceva zile pe internet. O compilație cu imagini ce te fac să tragi aer în piept și să te bucuri că ție nu ți s-a întâmplat, sau mai mult decât atât, să tragi aer în piept și să încerci să te pui în pielea personajelor în secundele alea. Close calls, cum zice americanul, adică momente în care ți-a cam trecut glonțul pe la ureche. Sunt luate de prin trafic și, în general, de pe camerele montate pe motociclete, respectiv pe mașini. Haideți împreună cu mine, 2-3, doar așa ca să începem ziua bine, să ne bucurăm că trăim și că avem canapelele astea moi sub fundurile noastre nobile. Iată, începem cu motociclistul și pietonul. Holy shit! Bine, ăsta e un idiot, dar și lui iată cu glonțul pe lângă ureche. Uitați-vă, vă rog, la aceste imagini. Din dreapta sus cade ceva. O să vedeți imediat ce a căzut și unde se oprește. Oh, da? Așa am zis și eu. Cât noroc să ai. Uite ce vede cetățeanul. Oh, dar ce credeți, a scăpat și el? Aici scuterii sunt trece. Foarte de aproape era să verse pițele. Și a scăpat. Hai mai două și ne relaxăm mai târziu. Ia să vedem. Una. Tup. Ok, felicitări. Și a doua. Ați înțeles, da? Hop, și am întors. Hop. Dar tot nu s-a lăsat cu victime. Bun, îl opresc aici, vedem mai târziu încă două, trei.